Până atunci o să-i invit alături de mine pe cei de la Loga Dance Club. Laurent, te rog frumos să vii mai aproape. Înainte să dansăm, haideți să le mai spunem încă o dată telespectatorilor când porniți iar înscrierile, de când se poate lumea înscrie la clubul vostru de dans. Din 1 septembrie până în 10 septembrie se fac înscrierile, iar din 13 septembrie începem cursurile. Am înțeles că în toamnă veți mai avea și un spectacol caritabil, ca în fiecare an organizați voi așa ceva. În fiecare an, în luna decembrie, Loga Dance School organizează o campanie caritativă. Acesta este deja o tradiție la școala noastră. Încă nu pot să vă spun ce va fi în acest an, rămâne o surpriză. Unde se va ține acest spectacol? Acest spectacol caritabil se va ține la sala noastră de dans, dar înainte o să avem o altă gală, gala Loga Dance School, a patra ediție, care va avea loc în 29 septembrie la Teatrul de Nord. Am înțeles. Acești bani care se strâng în urma vânzărilor de bilete la acest spectacol de caritate, unde vor ajunge practic? Anul trecut am strâns bani pentru un cărucior electric, s-au strâns 90 de milioane de lei. Foarte mare ajutor a fost din partea sportivilor, care au vândut de fapt aceste bilete și din întreaga această sumă se cumpără, se donează de fapt persoanei care este... Persoanelor neajutorate, după părerea mea și cred că este și părerea telespectatorilor, acesta este un gest nobil, un gest pentru care noi vă felicităm și vă dorim cât la mai multe spectacole caritabile. Mulțumim frumos! Înainte de a trece la dansă, îi rugăm să se prezinte. Raluca, aici era în spatele meu, mă tot uitam după tine. Mă numesc Dragoș Pio. Așa? Dragoș Monica. Sunteți ocupat și pe scenă și în viață? Da, sau soție. Felicitări! Da, să ne spuneți fiecare cu ce vă ocupați în viața de zi cu zi. Eu sunt administrator la o firmă. Iar eu sunt coafeză. Un pic mai tare să se audă mie. Eu sunt coafeză. Adică de acum înainte... Administrator și coafeză. Mi-am asigurat freza, nu? Laura, ce zici? Spune mai devreme cineva că dansezi mai bine decât joci fotbal. Nu știu, asta rămâne la aprecierea altora care... Ok, să mergem mai departe. Mă numesc Ieș Beniamin și sunt elev. Ce ești? Elev. Elev, am înțeles. Elev. Ok. Mă numesc Dio Sigidama și sunt și eu elevă. Voi nu sunteți împreună în afara scenei? Nu. Suntem verișori. Da. A, păi n-au cum să fie împreună. Păi, tu, nu știam Luca, că sunt verișori. Iar încerci să cupleze aici oamenii. Să rămână, eu mă numesc Dacian. Așa, și care sunt... este partenera ta de dans? Partenera mea de dans este Raluca, împreună cu Mara, ca de fiecare dată la emisiune. Tu cu două fete sau? Cu mai multe. Cu mai multe, măi, da. Dacian, măi, numai la femei îți stă capul. Întreabă-mă cu ce mă ocup în timpul liber. Știu cu ce te ocupi. Cu timpul liber. Repar calculatoare. Asta pentru a ști cei de acasă, că Dacian a spus, nu mai spune că repar calculatoare, că toată lumea mă va chema. Dacian știe să repare, se pricepe. Dacă aveți probleme cu calculatoarele, sunați-l pe el. Asta e că de acum îmi pui o etichetă. Dacian instalator de calculatoare, deși n-am mai pus mâna pe el. Nu, eu sunt Dacian de la muzicaevenimente.ro. Așa, mergem mai departe. Mă numesc Chiria Ioșea. Și momentan sunt în concediu. Foarte bine. Și da. Când nu ești în concediu, ce faci? Momentan caut loc de muncă. Păi, Laurent, tu n-ai cumva nevoie de un ajutor de șerif acolo la tine? Cred că o să urez cu oșii după prezentare. Mulțumesc, Laurent. Am văzut, ți-am pus o pilă bună la Laurent. Mersi mult. Mă numesc Lozan Toma și sunt elev. Ești elev, ce clasă? 11. La ce liceu? Liceul Teologic Reformat. Bun. Ești în vacanță, acum ai puțin. Da. Peste 2 ani vei fi din clasa muncitoare, nu? Dacă nu, cumva vei ajunge student. Și domnișoara? Student. Edina Vaida și sunt elevă. Câți ani ai, Edina? 17. Mulți înainte. Mulți. Când facem majoratul? La anul. La mergem anul. Și noi. Da. Noi așa, Raluca, de fiecare dată, la orice chef, noi ne auto-invităm. N-avem nevoie de invitație nimănui. Unde este chef, acolo e și Nord-Vest TV cu... Mare drag. Ok, hai să îi lăsăm Raluca să danseze. Laurent, ce o să ne dansați acum? Ce stiluri? Pentru că înainte ne-ați dansat, dacă bine mi-aduc aminte, rumba, nu? Mai înainte am avut tot dansuri latino, samba, cha-cha, iar acum urmează rumba și jive. Rumba și jive urmează în interpretarea grupului, era să zic instrumental artistic, dar sunteți grup de dans. Pentru voi în această dupămasă, încă o dată, Loga Dance Club.
buscando a un amigo pasado que se marchó sin aviso. Se lo llevó el destino. Qué cortas eran las horas cuando él estaba a mi lado. Y ahora se hacen eternas. Su corazón se ha dormido. Plecăciunea de final. Merită toate aplauzele dumneavoastră. Loran, noi vă mulțumim din tot sufletul că ați invitat, că ați acceptat invitația noastră astăzi în emisiune și vă așteptăm cu drag și altă dată. Mulțumim frumos pentru invitație. Din acest moment vă dăm dezlegare la piscină. Văd că a fost greu dansul ăsta, ați cam obosit, ați... Văd că vă curge un pic sudoarea de pe frunte. De la căldură, nu de la oboseală. Dar nu-i nimic, această sudoare a fost, a fost răsplătită benefică de spectatorii noștri care v-au aplaudat și eu cred că le-a plăcut. Ca să ne confirme încă o dată aplauze mari pentru Loga Dance Club, cărora le mulțumim frumos. Și cei de acasă sunt care aplaudă, mă crezi? Păi nu te cred, pentru că stai un pic să văd. Vă rugăm frumos să aplaudați și dumneavoastră dacă ne urmăriți de acasă. Sorin, nu-ți tremure mâna, pentru că urmează în continuare un alt dans. Logadance.ro. Logadance, the rhythm is in you.